Slăvit să fie Domnul și bine ați venit la un cuvânt de suflet. Suntem în ziua sărbătorii soborului Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Botezătorul a fost înainte mergătorul Domnului. El a pregătit calea lui Mesia, calea lucrării lui Mesia. Punctele predicării lui erau așa. El spunea, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcate lumii, vine unul după mine, el a fost înaintea mea, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Și apoi spunea, faceți roade vrednice de pocăința voastră. Pui de năpârci, spunea fariseilor, cine va învăța pe voi să fugiți de mânia viitoare? Astăzi vrem să învățăm ce înseamnă oare a mă pocăi cu adevărat de păcatele mele. În primul rând, înseamnă să fiu gata să-mi asum vina și să spun eu sunt de vină, e partea mea de vină. De obicei, în relație cu Dumnezeu, în relație cu soțul, cu soția, noi spunem, noi o să devină, el e de vină, dacă el nu făcea așa, eu nu reacționam așa. În pocăință, fie înaintea lui Dumnezeu, fie înaintea semenilor, primul lucru e și trebuie să fie acesta, să-mi asum vina, că și eu am o parte de vină și să spun, eu sunt de vină. În al doilea rând, să existe acea mărturisire a păcatelor. De obicei, la spovedanie am auzit, n-am dat în cap la nimeni, n-am stricat casa nimănui, ce păcate așa de mare am? Te întreb, oare n-ai cârtit niciodată împotriva soartei? Oare n-ai spus vorbe fără rost? Oare n-au fost răutăți nejustificate? Oare n-ai criticat? Și lista poate să continue. Vreau să-ți spun că părinții vechi ai bisericii ne-au învățat că o mărturisire reală e acea mărturisire în care penitentul și gândurile le mărturisește și sentimentele și intențiile și apoi faptele. Am citit undeva că în închisorile comuniste un credincios, viitor credincios, era nebotezat, dar acolo erau câțiva preoți. El a fost cercetat de Dumnezeu și plângea și cu lacrimi spunea, părinte, botează-mă! N-aveau apă deloc, dar părintele, cum îi curgea la om lacrimile, a luat lacrimile lui în palmă. Câte au fost? Erau multe și cădeau din obrajii lui. Și spunea, te botez, fiule, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ideea următoarea. Mărturisirea adevărată e însoțită de căință, e însoțită de lacrimi, e însoțită de durere. Asumarea vinei, mărturisirea păcatelor, a tuturor păcatelor. 3. Renunțarea la păcat. Abraham Lincoln a fost primul președinte al Statelor Unite. Am auzit sau am citit undeva că era cu câțiva din... El a fost general în armată cu colonei care era lângă el și unul din ofițeri a spus, domnul președinte, o țigară. Eu nu fumez. I-a invitat pe toți ceilalți ofițeri, toți au luat. Domnule președinte, o țigară nu se poate? Și Abraham Lincoln a spus, mama mea, când era pe moarte, m-a chemat și a spus, Abraham, tu să fii credincios lui Dumnezeu și niciodată să nu pui tutun în trupul tău. Și eu i-am promis mamei atunci
că niciodată, mamă, eu n-am să fumez. Al treilea pas în pocăință, noi de multe ori ne asumăm și spunem e vina noastră, da, spunem ce am făcut, dar nu suntem gata să renunțăm. Trebuie să fim gata. Tot ce spune Dumnezeu că nu-i place, să spunem, Doamne, suntem de acord cu tine. Renunțăm la minciună, renunțăm la tabac, renunțăm la tot ce nu-ți place ție, Doamne, și ne aliniem voii tale. Și mai e ceva, repararea. Ce înseamnă asta? Zaheu Vameșu a spus așa, Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva, dau înapoi în pătrit. Am auzit de mult povestea unui om care s-a dus la mănăstire și a auzit o predică că trebuie să repare ce a făcut. A venit la preotul paroh că era tare rușine de omul la care i-a luat ceva și a spus, părinte, trecând pe lângă vecinul, mi s-a legat de mână lanțul ăsta și mi-a așa de rușine să mă duc cu el înapoi, vino cu mine. Părintele s-a dus, omul lăsa lanțul, peste câteva zile a venit din nou la părinte și a spus, părinte, e o problemă. Care e problema? E lanț, era legată și vaca asta. Hai să ducem și vaca înapoi. Ideea următoare. De multe ori noi ne căim sau ducem numai o parte din lucrurile pe care le-am luat. Am auzit nu de mult despre un credincios din zona Hunedoarei care l-a păgubit pe altul în urmă cu mulți ani după Revoluție. L-a căutat, era un partener de afaceri omul pe care l-a păgubit, n-a mai dat de el. Dar omul acesta într-o zi s-a dus la mănăstire, s-a căit realmente și acum își căuta omul și spunea, te-am păgubit cu 15.000 de euro, spune-mi care-i dobânda, vreau să-ți dau banii înapoi. Ascultă-mă acum, dacă ai bârfit pe cineva, dacă ai stricat reputația cuiva, nu-i suficient să spui, Doamne iartă-mă, fă-o asta. E greu ce spun acum, du-te la toți pe care le-ai spălat creierul prin vorbele dumitale murdare și spune, m-a mâncat limba, iartă-mă, l-am denigrat pe cutare. Du-te, repară tot. Dacă ai luat bani de undeva și nu ai dat înapoi, du-te, repară tot ce poți. Dumnezeu se uită la aceasta. 1. Asumă-ți vina. Spune că ești de vină. 2. Mărturisește toate gândurile, toate intențiile. 3. Lasă-te de păcat. Biblia spune, cine a furat, să nu mai fure. Cine a mințit, să nu mai mintă. Cu alte cuvinte, tot ce știi că e rău, tot ce legea morală din cuget îți spune, nu mai face, oprește-te. Și 4. Repară. Doamne ajută-ne, așa cum spunem în Sfânta Liturghie, și cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință săvârșim, așa să fie. Și bunul Dumnezeu să ne ajute, Doamne ajută-ne și slăvit să fie Domnul.